O persoană a fost găsită decedată într-un beci după un incendiu puternic izbucnit în comuna Codăiești. Cadavrul a fost găsit la mai multe ore după ce flăcările au fost stinse. Pompierii au continuat căutările deoarece la numărul de urgență 112 se anunțase că un bărbat ar putea fi surprins de incendiu. Din primele cercetări se pare că victima, aflată în stare de ebrietate, ar fi aprins focul într-o încăpere pentru a se încălzi, după care ar fi coborât în beci fiind afectată de gazele toxice rezultate în urma incendiului. În cauză se efectuează cercetări pentru ucidere din culpă și distrugere. Patru locuințe au ars în urma incendiului, la fața locului intervenind 8 echipaje din cadrul detașamentului Vaslui.